s-au lansat două cărți bune, editate de editura noastră, Renașterea. Cele două cărți, una a părintelui Pentiuc, care trăiește pe plaiurile americane, însă este un teolog bun, apreciat în mediul american, și cartea lui este legată de Vechiul Testament. Încă o dată subliniem cu tărie importanța Scripturii pentru viața spirituală a omenirii și, de ce nu, pentru cultura omenirii. Sfânta Scriptură este cartea cărților. Așa că cei ce vor citi această carte a lui Eugen Pentiuc se vor îmbogăți din punct de vedere spiritual și cultural. Cealaltă carte a lui Anastasios Kahalis, Ce este Ortodoxia? Și ea abordează un subiect recent, important, pentru lumea apuseană mai ales, unde, datorită condițiilor obiective sau ar fi și subiective, din România au ajuns aproape 5 milioane de oameni tineri. Și atunci ei, mergând acolo, își duc cu ei și confesiunea căreia îi aparțin, adică Ortodoxia. Și atunci ce este Ortodoxia? Încearcă această carte ca să le prezinte așa catehetic, școlărește celor ce doresc să afle ce este Ortodoxia, ceea ce este ea. Acum eu dau un răspuns nu din cartea aceasta, ci din altă carte a părintelui Rafael Noica. Ortodoxia este firea omului. Cel ce și-a pus serios problema existenței sale și se pogoară în sufletul său, găsește răspuns la întrebări pe măsură ce devine ortodox. Pentru că ortodoxia este firea omului. Lucrul acesta îl subliniez cu prilejul lansării celor două cărți. Și pe deasupra, fiind pentru frații noștri apuseni săptămâna patimilor, le-o dorim cu multă liniște, săptămâna următoare va fi la noi săptămâna patimilor, le dorim românilor noștri o săptămână a patimilor foarte liniștită și sărbătorile Paștelor cu multă bucurie și la unii și la alții. Oricum, singura șansă pentru omenire este Hristos și Biserica Lui.